atunci Veronica mi-a tot zis: băi, am terminat ultimul sezon din Love is Blind. Și Love is Blind este un serial, este un reality show, de fapt, unde mai multe persoane singure merg ca să se căsătorească. Și scopul show-ului este să demonstreze că dragostea este într-adevăr oarbă. Cum se întâmplă toată treaba asta? Există un fel de paravan între cei doi, practic sunt între două camere separate și doar se aud. Au tot felul de date-uri cu mai mulți oameni diferiți. Dar nu se văd? Nu se văd legați deloc. Legați la ochi? Nu sunt legați la ochi. Unul într-o cameră și celălalt într-o cameră. Și practic au un perete e între ei. E ca aia clasică cu paravanul de show-ul ăla din state. Da, doar că 2022. Aici sunt mai multe săptămâni implicate în joc până să-ți dai seama dacă vrei să te căsătorești cu persoana respectivă, nici măcar să ieși la întâlnire. Da. În momentul în care te-ai pus în genunchi și ai zis vrei să fii soția mea, abia atunci te vezi cu... Wow! Cum să faci așa ceva? Da, măi! Și uite, este deja la al patrulea sezon și să știi că din primul sezon sunt două cupluri care sunt în continuare căsătorite și fericite. E în glumă, mă, nu cred. Nu este adevărat. Păi stai așa, nu vezi persoana aia mie, și după aia... Da, mie aici mi se pare foarte tricky. Pentru că, uite, ești la date-uri, ai o relație, să zicem, de lungă durată și la un moment dat ai click-ul ăla și spui: băi, eu vreau să fiu, să-mi petrec toată viața cu persoana respectivă. Bă, chiar că, ia stai așa, dacă luăm click-ul ăsta, când se întâmplă asta? Când simți treaba asta? Tu când ai simțit asta? Eu am simțit de la început. Da. De la femeile oricum simțiți mai bine, mi se pare. Adică aveți simțul mai dezvoltat. Am mai fost în relații înainte și n-am simțit de la început că uite, asta e persoana. Ai mai simțit într-o altă relație că era posibil? Niciodată, nu. Wow. Da, aici de la început pur și simplu am știut că o să fie până la final. Bine, și cu lozul ăsta al tău, ce să zic, și greu să nu simți, eu cred că am mai simțit altele la el. Jackpot-ul l-am tras, efectiv. Deci este un declic din ăsta în care zici, ok, suntem într-o relație, dar efectiv, din primele date-uri ai simțit asta? Da, la prima întâlnire. Dar ai simțit că există o posibilitate sau ai zis nu? Am zis că asta este, mi-l doresc, da. Din primele? Din prima. Wow. Dar, uite, mai am, de exemplu, cupluri în viața mea care sunt de 12-15 ani împreună și mi-au povestit că a existat, nu știu, după 3 ani partea asta, în care, la un moment dat, să spunem că persoana aia face ceva sau spune ceva și zici, ok, e clar că ăsta e omul lângă care pot să-mi petrec tot restul vieții. Despre asta vrem să vorbim cu voi acum, despre dragoste și care e momentul ăla dintr-o relație în care îți dai seama că, păi, eu vreau să mă căsătoresc cu omul ăsta. Pentru că nu mulți vor să divorțeze după, adică se știe cumva, toată lumea dorește să fie o singură dată în viață. Corect. Căsătoria. Asta îmi doresc și eu, dar na. Sunt foarte curios de la oamenii care s-au căsătorit. Când a fost declicul la ei? În ce situație? Când și-au dat seama? Bă, uite, la un moment dat, pac, mă legam la șireturi și m-am uitat la iubitul sau iubita mea și am zis: oh, God, tu o să fii viitoarea mea soție sau viitorul meu soț. 0734 3630. Când ați simțit asta? Sau dacă sunteți într-o relație, poate v-ați logodit. La fel, când a venit acel moment în care ați zis: eu cu persoana asta o să mă căsătoresc? Incredibil, deci atât de multe povești de inspiraționale, putem să spunem. Așa, eu m-am întâlnit prima dată face-to-face cu actualul logodnic, după abia 6 luni de vorbit zilnic, apoi ne vedeam lunar, apoi tot la 2 săptămâni, până când, acum un an, după 2 ani și jumătate de relație, s-a mutat la mine în oraș, la 200 de kilometri depărtare. M-am decis să nu mai dau înapoi după primul an, el m-a cerut de soție tot atunci. După primul an de conviețuit, nu ne-am dat în cap nici măcar o dată, cred că nu ne mai dăm vreodată. O dați bine acum. Exact. A fost un da la 3 luni de relație, zice altcineva. Atunci a fost, cred, momentul acela. Și au trecut deja 7 ani de la nuntă. Cred totuși că avem toți momente când îți mai vine să-l arunci pe geam. Dar pentru că nu stau la un nivel prea înalt al blocului, râdem amândoi și ne bucurăm că suntem împreună. Extraordinar. Wow. Oamenii de la parter au relații mai lungi. Că neați, am fost 20 de ani cu cineva, l-am iubit de la 16 la 30 de ani. Apoi, în 5 minute la notar, ne-am dat mâna ca doi prieteni. Wow. Acum, după alți 2 ani de relație cu iubitul, simt că sunt cu adevărat fericită. Ce drăguț! Uite, deci poți să-ți găsești dragostea adevărată și mai târziu. Așteptam momentul ăsta. A dat Bentiță, iubita lui Dragoș, mesaj. Okay. Te pupăm, Bentiță, și te iubim mult de tot. Da. Mie frică de ce a scris acolo. De ce ți-e frică, mă? Nu știu ce a scris. Dar aveți o relație foarte serioasă. I-a sumat totul, Veronica, dacă vrei să... Da, Dragoș, tu...
când te-ai gândit la partea asta de căsătorie? Băi, da și nu în același timp, pentru că nu sunt mare fan căsătoriei, ca să am zic înțeles. Așa. Am înțeles. Da, dar toată viața sau acum? Că aia pot să înțeleg. Mă, asta... Deci asta eu nu sunt mare fan căsătoriei, știți bine, dacă nu sunt fan nunți, nu, da. Da, exact. Doar că nu știu dacă e un moment acum, pentru că am doar 23 de ani. Nu, dar mai târziu. Dar iei în considerare, eu iau în considerare că o să mă căsătoresc, adică chiar mă, dacă nu-mi plac nunțile, vreau să am o nuntă mișto. Cred că o să iau la un moment dat. Cred, nu știu sigur, dar recunosc că în momentul de față nu sunt deloc mare fan căsătoriei, iar Bentiță știe foarte bine chestia asta. A, ia să vedem dacă știe. A, ok. Bentiță ne-a dat un mesaj și o să-i dau citire în momentul de față. Vero, dar de ce râzi așa? Ai citește, e foarte drăguț. Neața, Neața, eu sunt pregătită de ceva timp. Îl aștept și pe Dragoș să fie. Cred că-l cer eu pe el. Oh, oh my God! Nu te-ai așteptat la asta, nu? Wow! Da. Adevărul e că eu știu că ea e pregătită de chestia asta, pentru că am discutat în ultimul timp, doar că i-am zis, băi, nu e ok. Și mama mai vine așa și mai mă bate pe umăr și zice, mă, mamă, ia-mă și tu, mă, mamă, un inel, că ți-o ia altcineva pe Bentiță, dacă nu-i aduci mai repede inelul. Mama, lui Dragoș, ascultă de mama, ascultă de mama, da. Neața, wow. Eu m-am simțit că mă voi căsători cu soțul meu de la prima întâlnire când aveam 17 ani. Ia după ce m-a condus la Maxi Taxi, m-am și văzut căsătorită cu el, având casa noastră împreună cu un copil. Am simțit imediat. Suntem împreună de 20 de ani. Să dea Dumnezeu să mai fiu cu el încă de 3 ori pe atât. Ma. Andreea. Ce frumos! Doamne, cât de multe povești de dragoste sunt pe WhatsApp-ul nostru. Încercăm să citim măcar câteva dintre ele, dar vă dați seama, timpul nu este cu noi în dimineața asta. Cred că Dragoș stă la parter, zice cineva. Stau la casă, deci tot parter. Da. Da. Hai că avem de făcut altceva. Întrerupem discuția asta, dar avem multe mesaje. Eu aș zice să continuăm. Le reluăm. După. Să continuăm. E foarte frumos. Vorbim de dragoste și niciodată nu cred că am încercat să povestim oamenilor, să împărtășim așa poveștile noastre, să le dăm astea cu de clicul ăsta, când simți tu că e persoana potrivită. Uite, așa dăm speranță și celor care poate sunt singuri acum și încă nu și-au găsit jumătatea.